Mă numesc Comăniș Cornel, am 48 de ani și sunt din județul Prahova. Aveam diabet în urmă cu 3 ani jumătate. M-am hotărât acum 6 luni să mă operez. Am descoperit diabetul făcând niște analize. Aveam o răceală puternică și făcând analize mi-a ieșit glicemie 280. Am mers, m-am înregistrat la medic diabetolog, am luat glucofaj și Jardenia 3 ani de zile. Printr-un prieten, am descoperit că se poate opera această boală. Am luat legătura cu el la rândul lui, cu altcineva, am luat legătura cu acel domn, Sorin Popoviciu se numește, din Sinaia. Am mers, am luat masa cu el, l-am urmărit ce mănâncă, ce consumă, cum consumă. Are o vârstă înaintată de 68 de ani, operat de 2 ani de zile. L-am văzut cum starea lui de bine, spunea că se simte foarte, foarte bine și ne-am hotărât și ne-a trimis la domnul Ersan Duman la clinică. Am venit la clinică, ne-am hotărât să mergem în Istanbul să ne operăm. Am ajuns în Istanbul, din partea echipei nota 100, ne-am hotărât, ne-am operat. După recuperare a fost un pic, să zic, na, ca după operație, noi fiind foarte gurmanzi, mai greu cu... Și suntem super, super, super bine. Eu sfătuiesc cine poate, cine vrea să salveze viața, să meargă să opereze.